Vă salut, dragii mei, vă salut, dragile mele, sunt Veronica Sandu, bun venit la canalul Frumuseții Vârstei Elegante. Astăzi un filmuleț tare, tare dorit. Ah! Vai, măricica asta s-a venit spre noi, uitați-vă ce frumusețe. Mi-au vărit orhideele acum, când am venit din vacanță, de la sanatoriu, deci vă arăt și floricica aceasta, iată ele înfloresc, foarte drăgălașe. Uitați-vă ce culoare frumoasă, e super, super. Da, asta albă în genere, e foarte, îmi plac foarte mult. Și vreau să, m-am abătut de la temă, un filmuleț dorit, fiindcă zona oculară este foarte dificilă la noi, mai ales cu vârsta, apar riduri, mai apar riduri. Ridurile în jurul ochilor este o problemă la toate vârstele. Ridurile de expresie, ridurile fiindcă pielea în jurul ochilor este foarte finuță, nu are stratul de grăsime ca și alte părți ale corpului și desigur că eu tot am această, nu știu, nu vreau să zic problemă, căci cu vârsta ridurile la femei sunt ca razele soarelui. Noi ne bucurăm, noi ne veselim, desigur că zâmbim și fără să vrem, asta sunt ridurile noastre de expresie și de bucurie. Și o mască foarte, foarte bună, eficace, dar vreau să spun că vreau să menționez faptul că anul acesta mi-am programat să vă public cât mai multe măști. Și pentru mâini, și pentru față, în jurul ochilor, care o să fie posibile. Poate că uneori să nu apar în cadru, dar o să vedem cum o să fie. Cum o să fie, o să fie bine. Dați să vedem cum se prepară această mască super eficace. Pentru această mască am luat aici o lingură de masă de frișcă, puteți lua smântână, o lingură de ceai voi lua de făină de cartof. Am fert-o pe bază de infuzie de ceai verde. Puteți să ferbeți făina de cartof pe bază de infuzie de mușețel, de petale de trandafir sau albăstrele. Jumătate de linguriță de suc de aloe. Aloe, dacă aveți acasă, țineți o frunzuliță în frigider 3-5 zile, apoi scurgeți sucul sau puteți procura din farmacii. Și un amestec de ulei, vitamina A și E. Puteți lua ulei de jojoba, de amigdale și vitamina A și E din farmacie. Amestecăm bine, bine, bine. Și atât masa aceasta o vom aplica în jurul ochilor sau pe pleoape. O țineți 15-20 de minute, apoi spălați cu infuzie de plante medicinale. Să vă facă bine și să vă prindă bine. Să aveți o zi frumoasă. Eu vă iubesc!